Recent, sportivi de la 4 cluburi de arte marțiale din localitate au participat la o tabără de pregătire organizată chiar la Giurgiu, având ca scop antrenarea practicanților de arte marțiale pentru examenul de centură, examen care de altfel a urmat chiar la finalul taberei. Organizator a fost clubul Oyama Kyokushin, antrenor Gheorghe Chercea, căruia i s-au alăturat sportivi și antrenori de la cluburile Armonia Mișcării, Rainbow și Musashi Giurgiu. Această tabără a fost o pregătire pentru examenul de centuri care s-a dat la sfârșitul perioadei și de asemenea pentru campionatul național la care vom participa în 10 octombrie. La tabăra de vară au participat peste 80 de sportivi și antrenori și mai mult de jumătate dintre aceștia s-au prezentat la examenul de centură. S-a organizat un examen de centură începând de la Q10, centură portocalie, până la centură maro Q1, la care au participat în jur de 48 de sportivi. S-a întâmplat ca un sportiv să nu ia examenul de centură? La acest eveniment, toți sportivii au luat examenele de centuri, dar bineînțeles departajați de note, adică nu toți cu nota 7 sau 10 sau 5.